Dar despre metode de a reveni în formă după Paște vom mai discuta. Haideți să ne bucurăm de aceste sărbători de Paște. Și sărbătorile de Paște înseamnă bucuria de a fi împreună. Astăzi ne bucurăm să ne fie alături unul dintre membrii unei echipe studențești care a reușit o performanță deosebită. Au testat în spațiu o nouă tehnologie de printare 3D cu ajutorul rășinilor fotosensibile la radiațiile UV. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă așa. Pe stația spațială este necesară o reparație și s-a pierdut sau nu există un anumit obiect sau anume componentă. Cu inovația tinerilor români, aceasta poate fi creată la imprimantă. Provocarea proiectului a fost să se găsească o soluție pentru a imprima într-un mediu cu gravitație zero, așa cum este în spațiu. Adrian Șișman face parte din această echipă numită Equida de la Universitatea Politehnică București. Te salutăm! Bine te-am găsit! Mulțumim frumos că ești alături de noi în această zi de sărbătoare. Sărbători frumoase în primul rând. Te salutăm. Bună ziua. Mulțumesc pentru invitație și să le transmit telespectatorilor dumneavoastră gândurile noastre bune, gândurile echipei Equida. Suntem o echipă de 8 studenți care și-au propus să testeze o tehnologie de printare 3D folosind rășină în condiții de miligravitație. Și acest lucru a fost posibil prin participarea noastră la un concurs, un concurs organizat de Agenția Spațială Europeană, în parteneriat cu Agenția Spațială Germană și cea suedeză, unde au fost 100 de aplicanți în primă fază, dintre care au fost selectați 10. Și cele 10 selecții au fost alocate în două rachete, practic. Uh-huh. Scopul acestui proiect a fost de a demonstra că o imprimantă 3D care folosește rășină lichidă poate fi utilizată în condiții de miligravitație. Am înțeles. Adică poate fi utilizată pe stația spațială. Laurențiu are o întrebare pentru nu, tine. Nu, asta urma să întreb, cum funcționează imprimanta voastră? Principiul de funcționare, cel care definește acest tip de tehnologie de printare 3D, este legat de realizarea unor obiecte solide cu ajutorul mini-ultraviolete dintr-un lichid. Acum, o imprimantă clasică nu are nevoie de nu neapărat. Este vorba aici de starea materialului, că e sub formă lichidă. Și atunci, în imponderabilitate, lichidul s-ar plimba peste tot. Iar provocarea noastră a fost să ținem acel volum de lichid într-un singur loc și să reușim să realizăm obiecte solide din el. Și atunci a trebuit să creăm o imprimantă special concepută pentru astfel de condiții. Și mai am o întrebare scurtă. Cât ați lucrat la acest proiect? Și știu că echipa voastră este extinsă. Tu ești unul dintre membrii, că n-am putut să facem Skype cu 8 persoane. Da. În mod normal ar fi trebuit să lucrăm un an și jumătate. Dar noi am fost o echipă care a prins o perioadă specială, pentru că în primul an de lansare a venit pandemia și atunci a fost amânată din aceste condiții campania de lansare. În al doilea an, în centrul spațial din Kiruna, de la Polul Nord, nordul Suediei, a avut loc un incident și a luat foc o clădire și a trebuit din nou să amânăm. În anul 3, după ce ne-am cumpărat biletele să plecăm în Kiruna pentru lansare, a fost anunțat războiul, a început războiul. Și abia anul acesta am reușit să lansăm. Dar iată că a fost un succes. Ne-am lucrat în toată această perioadă. Exact, a fost un succes cu emoții, inclusiv la lansare, pentru că noi când am ajuns erau minus 26 de grade în centrul spațial. Primele zile a fost însorit, dar atunci noi ne-am pregătit experimentul, am făcut toate testele, comunicarea cu racheta. Însă, înainte de ziua lansării, a început să bată vântul cu 85 de km pe oră, să ningă. Și ne-am trezit timp de 3 zile consecutiv la ora 3
până în ultima zi când am reușit să lansăm. Dar am văzut că a fost un succes și puteți să vedeți și voi, dacă nu ați remarcat acest moment în timpul emisiunii noastre pe Facebook, pentru că pe contul lor o să vedeți și acest filmuleț. Apropo de Facebook, o să vă dăm detaliile cum puteți să ne urmăriți în perioada următoare. Nu înainte să-i mulțumim lui Adrian că a fost alături de noi. Mulțumim! Sărbători frumoase îți dorim mai departe și vă spuneam, apropo de Facebook, vă uitați la filmulețul celor de la Ecrida, dar vă uitați și la noi, pentru că în perioada următoare puteți să ne contactați pe 24 IT.